Bună! Numele meu este Alexandra și sunt din București. Acum 2 ani am făcut cea mai mare nebunie pentru a cuceri băiatul pe care îl plăceam. Mai exact, m-am prefăcut că sunt și eu băiat. Știu, e puțin dificil de înțeles, dar haide să încep cu începutul. De când eram mică, lumea mă confunda pe stradă cu un băiat, pentru că mereu am fost tunsă scurt și până la 17 ani nu mă dezvoltasem ca și fată. Și să fiu sinceră, nici stilul meu de a mă îmbrăca nu m-a ajutat prea mult. Mereu eram îmbrăcată comod și destul de larg, așa că era cam greu să-ți dai seama că sunt o fată. Dar ca idee, aceste detalii nu m-au interesat până la 15 ani, deși mama mea a încercat din greu să scoată acea femeie din mine, ceea ce și eu mi-aș fi dorit, dar pe de o parte nu-mi venea să renunț la comoditatea oferită de felul meu de a fi și să încep să port tocuri, fuste, păr lung și să mă chinui 5 ore înainte de a ieși din casă. Pur și simplu, refuzam să fac acest lucru. Asta până l-am cunoscut pe Leo, un băiat cu un an mai mare decât mine, foarte drăguț și inteligent. Fiind în primul an la liceu, am început să-mi fac noi prieteni și pe el îl vedeam întâmplător, deoarece sora lui era prietenă cu o colegă de-a mea. Văzându-l atât de des, a început să-mi placă de el, însă oricât am încercat eu să stau în preajma lui, efectiv nu mă observa. Iar într-o zi, prietena mea cea mai bună a venit la mine și i-am zis că am cunoscut oarecum un băiat și că îl plac, dar el nu mă bagă în seamă. Și am încercat să-i cer ei niște sfaturi, dar surpriza a fost tocmai ideea ei trăznită. Eu mă gândeam să fac ceva, nu știu, să-mi schimb stilul, să fiu și eu mai feminină, cum zicea mama, dar nu știu dacă voi reuși. Am încercat eu câte ceva, dar parcă nimic nu se așează bine pe mine. Cred că și dacă puneam hainele alea pe gard arătau mai bine. Nu mai fi așa dură cu tine, tu ești frumoasă exact așa cum ești. Nu ai nevoie de tot felul de artificii. Cine te place ar trebui să te accepte așa, nu crezi? Ba da, dar el nici măcar nu mă observă. De fapt, nimeni nu mă observă. Și dacă o face cineva, are impresia că sunt băiat. În mintea tuturor, a fi femeie înseamnă să porți stocuri, să te aranjezi și așa mai departe. Auzi? Am o idee, doar că e puțin ciudată. Cum ar fi dacă pe bune te-ai dat băiat? Adică, fă-mi să creadă pe el că ești băiat. Vom prieteni și așa ai ocazia să-l cunoști exact așa cum e. Și după poți să-i spui adevărul. Ai nebunit la cap? Îți dai seama că după o să mă urască, mai ales că l-am mințit. Nu fac asta, nu e corect nici față de mine, nici față de el. Inițial, evident că nu mă gândeam să fac acest lucru, dar întâmplarea făcea ca noi doi să ne întâlnim pe hol și să mă întrebe ceva. Și când mi s-a adresat, mi-am dat seama că el chiar era convins că eu sunt băiat. Și atunci am zis că de ce nu? Așa măcar îl cunosc și eu mai bine, exact cum este el. Și văd după dacă se întâmplă ceva. Norocul meu era în acel moment și vocea. Era destul de groasă și nu trebuia să mă chinui aproape deloc ca cineva să fie complet sigur că sunt băiat. Așa că ușor-ușor ne-am împrietenit, deoarece m-am băgat și eu la fotbal, în pauză cu băieții. Și uite așa am ajuns în câteva luni să fim prieteni la cataramă. Am petrecut mult timp împreună și nu regret deloc, pentru că l-am cunoscut exact așa cum i-am dorit, ca pe un prieten. Pentru că atunci când un băiat place o fată, tinde să se prefacă pentru a o cuceri. Dar crezând că sunt un amic de-a lui, a fost cât se poate de natural și real. Toate bune și frumoase, dar prietena mea m-a presat din ce în ce mai mult să-i spun adevărul lui Leo. Și chiar îmi doream din suflet asta, dar nu știam cum să o fac. Îmi era teamă să nu-l pierd, să nu fie dezamăgit de mine. Și cumva în sinea mea tot amânam acel moment. Până când sora lui a aflat din greșeală cine sunt și numele meu. Și fără ca măcar să vorbească cu mine, a ales să-i spună lui direct. Țin minte că mă sunase undeva la 11 seara să mă cheme în fața blocului. Mi-a zis doar că trebuie să vorbească urgent cu mine și atât. Pe mine deja mă luase emoțiile. Cumva o parte din mine știa despre ce e vorba. Chiar am crezut că dau și eu de un amic de treabă, care e înțelegător și toate alea, și aflu că mă minte cu nerușinare.
Ce-ai vrut? Să-ți bagi joc de mine? Să afli ceva? Cine te-a pus să faci toate astea? Că jur că eu nu-ți înțeleg scopul. Nu, te rog, nu o lua așa. Nu m-a pus nimeni. Eu am vrut să mă apropii de tine, pentru că mi-ai părut din prima un băiat drăguț și te-am plăcut. Dar eu eram invizibilă pentru tine și mi-am dorit din suflet să te cunosc pe tine cu adevărat, exact așa cum ești tu. Îmi cer iertare, niciodată nu m-am gândit să-mi bag joc de tine sau ceva de genul. Donu-vă rostul, unde te crezi, în filme? Suntem în viața reală, veneai, vorbeai cu mine și aia era. Ce credeai, că te dau la o parte? E problema ta că nu ai încredere în tine și că ai luat-o de bună că ești invizibilă. Acum, sincer, dacă vezi că eu nu fac nimic, vino și tu și vorbește cu mine. Doar nu mă bag în seamă cu toate persoanele din școală așa întâmplător. Chiar m-ai dezamăgit. Tu nu știi prin ce am trecut eu. Logic că nu am încredere în mine. Logic că mă așteptam ca un băiat ca tine să mă evite. Voi toți dureți fete frumoase, cochete, nu fete ca mine, care nu ies în evidență cu nimic. Asta e strict părerea ta. Vezi, la urma urmei, chiar și așa, tot nu m-ai cunoscut deloc. Tot ai o impresie greșită despre mine. Degeaba ai făcut tot ce ai făcut. Atunci mi-a întors spatele și a plecat, iar eu am fugit în casă și am început să plâng până dimineața. Am mers cu greu la școală, obligată fiind de mama, dar efectiv aveam fața umflată și nu aveam pic de chef în mine. Dar totuși am sperat că l-aș putea vedea să discut cu el și să explic că nu voiam să-i fac niciun rău. Dar nu venise la școală în săptămâna următoare absolut deloc. Iar eu am fost terorizată de colegi pe treaba asta, pentru că sora lui a avut grijă să povestească tuturor și evident că toți mă luau la mișto. Dar chiar și când s-a întors, nu a vrut să mai discute cu mine și au trecut câteva luni bune până lucrurile au început să o ia pe un drum mai ok. Între timp, am început și eu să mă apreciez și să mă îngrijez mai mult. Nu pot spune că am început să umblu pe tocuri, dar totuși începusem să fiu mai feminină. Și într-o excursie organizată de o zi, am dat din nou de Leo. Și din fericire a trebuit să facem echipă pentru un mic proiect. Și uite că așa am reluat discuțiile. De data asta, fără minciuni. Și l-am lăsat să mă cunoască exact așa cum sunt eu. Ușor, ușor am început să mai ieșim, să ne distrăm împreună și să fim din nou prieteni. Încă nu avem nicio relație, dar simt că ne îndreptăm către asta. Aveți încredere în voi, fetelor. Indiferent cum sunteți, dacă sunteți frumoase pe interior, arătați asta. Pentru că e cel mai important lucru. Și dacă un băiat nu știe să aprecieze, nu e pierderea voastră. Cam acesta a fost și episodul de azi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un mare like și să te abonezi dacă nu ai făcut-o până acum. Noi ne auzim cu noi povești cât de curând. Pa, pa!